Ovidiu Doroftei, directorul poliției locale Suceava, a fost diagnosticat recent cu COVID-19. Acesta este internat la Spitalul Județean Suceava. Ovidiu Doroftei este în stare bună și are simptome ușoare de boală. Șeful poliției locale ar fi luat virusul de la colegii săi, cei care patrulează pe străzile Sucevei pentru a asigura ordinea și liniștea publică. De altfel și Ovidiu Doroftei obișnuia să participe la acțiunile poliției locale și să fie în mijlocul colegilor pe teren.